Salutare prieteni! Suntem la un episod din cariera noastră de bază cu Marius Mudica și l-am trimis de urgență pe scouterul nostru în Rest of the Europe, Serbia, România, Polonia, Croația și ce mai e, să ne găsească și nouă un portar să-l avem de rezervă, că e groasă rău. Dacă ați observat, noi n-avem al treilea portar. N-avem, dacă n-avem ce să faci. Jucăm până o veni, cum o veni el, amator, zidar, ospătar, ce-o fi. Îl băgăm atunci. Echipa, ce pot să zic, se prezintă bine. Hai că-l las pe Mocheche. Îl bag pe ăsta aici, voi cu rămâne. Mi-a plăcut și Hrezdac când a jucat. Se ferie puțin cam aiurit, îl băgăm și pe Enache. Nițu, sincer, nu mi-a plăcut. Suntem pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Avem meci greu. Nu, atât de greu cum era odată cu CFR-ul, având jumătate de echipă, nu mai Arlauskis, nu mai Omrani, Păun, nu mai e. Băi, ușor, băi, Bonin, bă, băi, Tano, bă. Și jucăm fără portar. Bine, primul contact al lui Popa. Să îmi spuneți ce portar să luăm, că avem nevoie. Am văzut că mi-a scris de... Stai să vedem această fază, că e danger, dar e bun Popa. Mi-a scris de Ioani, cred că până la urmă îl saltăm. Ăștia de la CFR au un jucător mort pe acolo, pe la jumatea terenului, cum a rămas. Și trec pe mâini bune. Da, schimbe bine așa, că rămânem... Rămânem și noi cu... Mai rămânem cu nimic, că ne-a dat gol. Ne-a dat perucă ăsta de Djokovic gol. Deac. Bine, Drăgiceanu. Hai, Mocheci. Bine, Mocheci, îl găsește acum pe Constantin. Constantin se duce, care viteza bună. Constantin, du-te, bă, dracu, da, ești de prost. Futu-s morții, măte. Bă, zdrânța, dracu. Al amigo, al amigo, al amigo. Marocanul Arami marchează. Și mai luăm o gură de desperados.
Hai că e bine, bă, băieți. Bomba Caio cu a respins bine. Nu cu Ribali, îmi cer scuze. Bine, băi, Popa, bă. Că e băiat bun și Popa. Da, mi-a scris să-l iau pe Ioane, am văzut ca portar. Dacă voi considerați că e bun, îl iau, l-am avut la Steaua, mi-a plăcut, ce pot să zic. Dar poate mai găsi și altă variantă, că... Na. Nu fi singurul portar din Liga 1 care să-l luăm. Mă gândeam și la varianta Lazar de la Astra, că tot era omului șumudică, cum se spune. Sunt curios dacă mai era înțepenit pe la jumătatea terenului. Vreau să văd dacă poate e Nati acolo. Dacă nu, îl schimb, că e teoretic e mijlocaș central. O dată ne-a Popa, este bine, bă, 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 bă. Nu acolo, coai. Mamă, ce ne-a dat! Ce vreți diferență de clasă? Țucudean 75, cât are portarul nostru, dar abia are 51 sau 52. Ce am putea noi să-i facem? Hai, mă, băieți, bă, concentrați-vă, bă, și voi o dată. Că n-am mai avem cupă, avem decât campionare. Voicu, pasă bună, bine, bine, acolo ia să vedem acum. Pe Enache, Enache, bine, bine, Drăgiceanu. Lasco, du-te, bă, dă-te, futuți morții și răniții mătii. Dacă n-ai dat gol acum, fu-te în gură să te fut, dă-n jeg ordinar. Ce dracu ai făcut, bă? Ah.
Hai, hai. Hai, mă, Pălcin. Dă-te, bă, dracu, de aici. Așa ceva nu se poate. Nu se poate. Dă-te pe toți morții, mătii de prost. Futu-vă în gură să vă fut. Ce e cu aia rămas, mă, ca prost acolo? E doriu, vezi, top. Antrenament, că vă juc în picioare, putu-vă în gură. Cred că trebuie să ies din joc, a rămas ăsta cu 94 blocat acolo. De fapt, CFR-ul n-a jucat cu 9 minus, dar a rămas. Valorosul pe jumate acolo. Băi, Constantine, bă, concentrează-te, băi, toată și tu. Să-l bă pe Popa, cred că-l bă la două Avem meci greu, ce să mai zicem, cu Dinamo. Nu stăm bine în clasamente, nici una, nici cealaltă. Ah, stați așa. Rapidul este pe 9, Dinamo pe 11. Dinamo este departe de a mai spera la play-off. Noi suntem la câte puncte, la 8 puncte de media, care deja am jucat, practic trebuie să câștigăm și să facem 23 de puncte, să sperăm să fim acolo. Altfel, nu știu ce vom face, va fi foarte greu. Ne-am găsit și portar, între timp am semnat cu un bulgar, liber de contract, o bulgar, că na, ne facem aici colonie bulgarească. Nu e rău, chiar arată bine portarul, 66, are 31 de ani, asta este altă problemuță, dar n-avem ce să facem. Bojicov în continuare este indisponibil. Că-l băgăm pe Nițua, la Mimo, Cheche, Drăghiceanu, Culibali. Ăștia sunt bine aici. Îmi place și de Gereiro. Și suntem pe stadionul din regie, unde întâlnim Dinamo într-un meci pe viață și pe moarte. O victorie a Câinilor Roșii cred că ne va înfunda în
În drumul spre Liga a doua, din păcate. Dar mă gândesc că nu vom ajunge acolo. Și îi dăm așa drumul la joc frumos. Iată-l pe Nițu. Azi l-am băgat și pe el. Avea nevoie de încredere. Minutul 2. Nițu, ce ratare are. Nu s-a concentrat bine și... Bine, Geneiro se întoarce și îl găsește pe Constantin mai departe pentru Nițu, 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 gol, Nițu. Dacă am fost inspirat cu Nițu. Luis Nițu. Avem atac 100% oltenesc. Momentan n-a avut contact cu balonul portarul Mihailov, bulgarul. Recuperăm bine acum o greșeală la dinamoviști, o scapă Nițu, 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 gol Nițu, 3-2-0. Mai chează Nițu. Trecea la Iure. A dinamoviștilor. Ana trebuie să ne așteptăm să facem un rezultat bun, că până la urmă sunt sub noi dinamoviștii. Și acum urmează o serie de meciuri ușoare. Ați văzut, avem cu Chindia, cu Hermannstadt, cu Gazul, cred, apoi. Acolo trebuie să câștigăm cu Mediașul. Nu mai dă joacă. Potorim balonul. Iată că știm și cu pasa bună, dar este offside la One Lock, la mic. Bine, Mihailov, dar primim gol. Totul de la pasa lui Alami. Trebuia să ne complicăm noi puțin soarta. Mamă, și ce-o scosese portarul. Haideți. E bine, Nițu, până la Voicu, 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 urcă Voicu, acum vine concentrare, bună bară, Constantin, incredibil, ce ratare. Ce ratare. A tras prea cu sete, poate acum își reglează tirul, dar a dat în brațele lui Piciteli. Băgăm Iași în gura.
Mikhailov, de Calzanza. Mochiki, Alami, Hade Marocane, Hade Tat, Haka escapa, foi com o capitão no outro banco, banco 3-1, Mamotinho chuta em Voico, até que era 3 a gol, Voico. Da. Nu-l mai bag nici pe Romero, îi lăsăm așa până la sfârșit și băgăm un meciul cu Chindia, pentru că avem peste două zile avem meci iar în Liga 1 și trebuie să Oanlo. A intrat urât acolo. Oricum și pasa a fost aiurea. Pa, 3-2. Iar am luat un gol ușor, pot să zic. Răuță. Ne dă un gol extrem de ușor să câștigăm până la urmă cu 3-2. O să facem 4-1, iată, facem 3-2. Și asta ne arată că apărarea noastră se zguduie fără Vojicov acolo. Ia să vedem pe Lebu. Păi dacă pai de 700, puteai să că îți dăm și ție un... ...800 ca să o încerci, dar... n-ai șanse. Bojicov și-a revenit și Popa zice că urmărește să joace, dar stai cu minte că mi-ai mâncat meciurile până l-am găsit pe ăsta. Hai să băgăm și noi măcar tineretul la mișcare, că sunt jucători care nu prea joacă și măcar să facă un antrenament bun. A și crescut ăsta mic bratul. Bravo lui, felicitări. Ia să vedem dacă putem să-i punem la vânzare sau nu. Da, avem meciul cu ăștia, cu Chindia și... Stai, bate joc de noi, cred că. Păi ce să facă cu ăștia nebunilor?
Clasamentul este următorul. Noi suntem pe locul 8 și Chindia pe ultimul loc, deci ar trebui să erupem puțin. Știu că nu se va întâmpla așa, dar trebuie să prindem gazul. Cred că a bătut iar gaz metan și avem și noi nevoie de o victorie să facem 26 de puncte, să fim la 5 puncte de ei. Nu știu dacă ne arată. A bătut gazul la Astra. Dacă vă vine să credeți, Astra e în cădere liberă. Da, și avem de aici, Chindia, Hermannstadt, Sepsi și Botoșani. Sincer, vreau să iau 12 puncte. În decembrie vreau să scot 12 puncte din meciurile astea.